Turiștii care petrec mini-vacanța la Harghita Mădăraș se pot bucura de zăpadă și de schi. Temperaturile scăzute i-au ajutat pe administrator să facă pârtiile practicabile. Accesul este permis și persoanelor vaccinate și celor nevaccinate, dar distanțarea este obligatorie. Foarte bucuroși, zăpada e foarte bună, e moale, chiar dacă pici, e ok. Da, e super. Prima zi, prima coborâre, este cea mai bună pârtie de schi. Foarte bine, abia am așteptat primul sezon, tot anul, toată vara, ne-am pregătit. Acum că a venit, sunt nerăbdător să continui tot așa. Am reușit să deschidem sezonul de iarnă. Ne bucurăm și de asta și cum văd, nu numai eu mă bucur, că se bucură și cei care sosesc. Am reușit să facem zăpadă artificială. Pe pârtie avem în jur de 30 de centimetri zăpadă. Și la Rânca, în județul Gorj, a început să ningă exact la momentul potrivit. De 1 decembrie, de Ziua Națională a României, Dumnezeu și-a întors fața spre noi. Sperăm să ningă și la ceilalți colegi în zona de munte din toată țara, dacă nu, să vină la noi la Rânca. La peste 1600 de metri altitudine s-a depus deja un strat subțire de zăpadă, iar meteorologii au anunțat ninsori și pentru următoarele zile. Și pentru că sunt zile de vacanță și aglomerație pe șosele, drumarii au avut de lucru. În Brașov, deocamdată, nu se poate schia, chiar dacă au fost puse în funcțiune tunurile de zăpadă. Asta pentru că temperaturile nu sunt foarte scăzute, așa că turiștii au ales plimbările, fie pe jos, fie cu telegondola pe masivul Postăvaru, și s-au bucurat de peisaj și aer curat. E frumos. Bate un pic vântul, e frig, dar ne distrăm. Prima dată când venim, aici chiar este un peisaj mirific. Ne bucurăm că și nins puțin și ne bucurăm că a făcut alegerea asta. După o drumeție montană, turiștii au parte de răsfăți la hotel. Încercăm să ne facem cât mai o ședere, să avem o ședere cât mai plăcută, cu activități recreative. Iar în stațiunea balneoclimaterică Băile Felix, locurile de cazare sunt ocupate în proporție de 95%. Deși vremea a fost rece și ploioasă, turiștii au profitat din plin de apa termală. Apa e superbă, nu contează că plouă, că vremea e puțin mohorâtă, e foarte frumos și bine. Ne relaxăm. Simplu concediu, scurt concediu. Este super bine, e o timpul foarte bun. Chiar dacă afară e rece, în apă, în bazin, e foarte, foarte bine. Strandul termal din Băile Felix este deschis pe toată perioada anului. Păstrând distanțarea socială, păstrând regulile de sănătate, vă așteptăm să vă simțiți bine. Ofertele pentru această mini-vacanță au fost foarte atractive. Noi am lansat niște pachete pentru Ziua Națională. Vin turiști, majoritatea sunt din zone apropiate, dar avem și din București și din Moldova. Românii care se bucură zilele acestea de mini-vacanță se întorc la serviciu joi, pe 2 decembrie.